Mi-am adus niște ajutoare ca să pot să duc acest clip pe vremea asta la niște ciocolată neagră. Carla care țopăie, o să vedeți tot timpul țopăind acolo în spate, de aia am și lăsat camera așa. Carla! Nu știu ce a găsit pe acolo și e foarte agitată. Tematica acestui clip... Bă, cer scuze, gaz, dar dacă ați vedea ce vreme este afară și dacă ați vedea că mai am un pic și mă lipesc cu nasul de geam ca să am această lumină, afară este o ploaie de aia rece de November rain. Cred că cei de la Guns N' Roses ar fi din nou inspirați să scrie acea melodie dacă ar vedea această vreme. Cerul este plumburiu. Hai, domnul Bacovia și dumneavoastră. Pe Netflix am pus să ruleze unul din filmele jurnalului Bridget Jones, care mi se pare cel mai potrivit în acest moment. Nu știu dacă vă aduceți aminte o scenă din Bridget Jones când era aia super plouată și vai de capul ei și așa, și se duce să se întâlnească cu ăsta, cu tipul ăla superb pe care îl cunoștea. Așa. Omul fiind și avocatul poporului la o super ședință, nu știu ce, și apare într-o rochie care se dorea a fi sexy, dar după ce au stropit-o vreo trei mașini, o ploase tot și avea un păr săraca lipit de cap, era fai de capul ei. Ei, și cu toate astea, normal că sentimentele au primat. Și asta vreau să vă spun și eu, că dacă vă înțelegeți foarte bine cu partenerul și aveți foarte încredere fiecare în ceea ce simțiți și cum... Doamne, ce chestii vorbesc aici și trebuia să vorbesc despre parfumuri. E adevărat, trebuie să vorbesc despre parfumuri sexy. Stați să vă arăt ce face Carla, că nu. Până la urmă, cred că ea va fi vedeta acestui clip. Carla! Carla! Dacă vedeți acolo niște puncte sus pe perete, noi avem niște magneți prinși, pentru că acolo a fost, în fine, refăcut un zid ceva și există niște linii metalice pe acolo. Inserate. Băieții mei se mai amuză și prind acolo niște chestii de... Să cam ieși din focus, niște chestii magnetice. Iar Carla se amuză teribil cu ele și încearcă să le dea jos de pe perete, să le dea jos, probabil acum a căzut vreuna pe acolo și foarte încântată, bineînțeles. Opa! Bun! Cred că se aude puțin și Bridget, să încercăm să o dăm mai încet. Mă duc să iau telecomanda. Hei, Carla! O să o dăm pe Bridget. Bun. Am dat-o. Am redus-o complet. Așa, și să revin la parfumurile sexy, că despre asta era vorba. Să vreau să vă prezint 10 parfumuri sexy. Nu știu dacă vor fi chiar 10, că nu sunt mai mult de 10. A plecat, domnișoară. A plecat. Uite așa, din cauza ei, mă pun cu camera, hai în stânga, hai în dreapta. Bun. Despre parfumuri sexy era și subiectul clipului și o să încerc să fac un asemenea clip. Vă spun din start că a alege niște parfumuri sexy este extrem de greu, aș spune, pentru că e ceva foarte, foarte personal. Dacă pentru tine un parfum sexy înseamnă ceva, pentru altcineva complet diferit. Și până la urmă te interesează doar ce este sexy pentru cine și ce este sexy pentru partenerul pe care oarecum îl vizezi cu acel parfum. Ideal este că acel parfum este să te facă pe tine să te simți bine, nu, normal să te facă atractivă și pentru el. E bine de știut că orice parfum nu se aplică prea mult atunci când e vorba să fie un context în care să fie necesar să fie sexy. Pentru că dacă parfumul devine foarte înnecăcios și insistent, s-ar putea să-și pierdă din calitățile lui de a fi un accesoriu al seducției tale. Asta e valabil și la bărbați și la femei, de aia știți că de obicei femeile mai râd toată, băi, ăla și-a vărsat sticla de aftershave pe el. Da, pentru că în anumite situații bărbații consideră că dacă miros extrem de tare a parfum, își vor crește calitățile lor de atracție, ceea ce nu este adevărat. E foarte neplăcut ca femeie să stai îmbrățișată, să te săruți cu un bărbat și apoi după ce
el se îndepărtează, practic tu să miroși ca el, știi? Adică să miroși chiar foarte tare a parfumului, să nu mai poți să scăd de el. E ciudat. Sau, na, se întâmplă de obicei prin cluburi, dansezi cu cineva, nu știu ce, și la un moment dat îți dai seama că miroși a parfumului lui, deja parfumul tău a dispărut, nu-l mai simți pentru că ești impregnată cu parfumul lui, pentru că ai stat prea aproape de el. Un alt lucru pe care vreau să-l aduc în atenție este că e foarte important, dar extrem de important, să fiți foarte curați înainte de a aplica parfumul și să nu aplicați parfumul pe o piele transpirată, pe niște haine care miros a mâncare, pe niște haine care nu sunt tocmai curate, pe un păr care nu este tocmai curat. Dacă vei mai aplica și parfum, nu vei face decât să să devină complet dezgustător. Mai bine te speli și asta e. Mi-aduc aminte că la un moment dat vorbeam cu un tip care îmi spunea că, în fine, ajunge uneori să creadă că cel mai bun parfum pentru o femeie este apa și săpunul, pentru că dăduse peste foarte multe situații când domnișoarele își aplicau și reaplicau parfumuri, chiar și după ce țopăiau un club și transpirau, evident, se duceau la baie și... Și spunea, băi, nu, că mirosea și a țigară, și a băutură, și a transpirație, și peste toată aia venea parfumul. Zice, nici mai nu venea să mă mai apropii de ea. Dar, în fine, zice, nu puteam să fac chestia asta pentru că aș fi fost considerat sensibil sau fițos, iar chestiile astea se pare că nu sunt bine văzute pentru un bărbat, știi? Apropo și de feminizarea bărbatului din ziua de astăzi, nu consider că un bărbat sensibil este un bărbat care nu mai este masculin. Din potrivă, depinde cum se manifestă sensibilitatea și în ce fel. Sensibilitatea, da, este un atu și este o chestie normală pe care o avem toți, așa că nu înseamnă că dacă un bărbat îți spune, bă, puți sau miroși prea rău sau îl vezi care asta, înseamnă că, vai, e prea feminizat. Nu, reacționează normal, adică nu asta îi scade din, nici din virilitate, nici din masculinitate, din nimic. Să revenim la parfumuri. Că probabil vă întrebați, ok, ce a selectat Ani, probabil că vor fi multe parfumuri de la Guerlain. Ei, o să vă înșelați. Amarnic, de la Guerlain n-am decât un parfum, hai să zic două. Și culmea, n-am venit cu parfum în parfum, de la Shalimar, pentru că Shalimarul nu este un parfum foarte apreciat de bărbați în general. Ați avut un șoc? Asta o spun din experiență proprie. Deci de-a lungul anilor, pentru că eu port Shalimar de la 25 de ani, vreau frumos să faceți un calcul, 42 minus 25 și să aflați durata. Nu am observat bărbați care să-mi spună, bă, ce mișto miroase acest parfum. Nu. Reacțiile de, mamă, ce mișto miroși, așa, au fost la parfumul la care nu m-aș fi așteptat. Iar Shalimarul, au se facă totuși pe mulți bărbați, îi ține un pic, adică, pentru că e un parfum destul de impunător, așa. Și oarecum, nu neapărat că intimidează, dar parcă pune așa un scut. Asta nu înseamnă că, vai de mine, acum nu vă mai dați cu Shalimar dacă vreți să fiți seducătoare. Nu, în niciun caz. Există totuși o formă prin care poți să faci Shalimarul cu adevărat seducător, folosind crema de corp și parfumul pentru păr. Parfumul pentru păr, vreau să vă spun că duce mai degrabă spre Shalimar, lui parfumul inițial, adică acel flancăr care a apărut la un moment dat și nu s-a, normal, ca orice flancăr nu s-a mai produs. Este mult mai soft, mult mai preiat din partea vanilinei și a floralului din Shalimar. Îl face foarte, foarte purtabil, iar loțiunea de corp dată frumos după ce te-ai spălat și așa, se păstrează foarte drăguț, foarte mult mai feminin față de cum e parfumul în sine. Repet, astea sunt părerile mele și observațiile mele pe care le fac de-a lungul timpurilor și timpurilor. Oricum ca idee, în toate clipurile, tot ce o să vedeți vreodată pe, în social media și oriunde se va parfumuri, este extrem de subiectiv. Nu ai cum să ai cum să vii așa cu niște detalii foarte tehnice și, cum să zic așa, științifice despre parfum. E prea mult spus. Dacă vrei să faci un clip atunci să fie atât de tehnic, în mod evident nu se mai adresează unui public consumator, care pur și simplu vrea să consume și să se bucure de parfum, să se gândească, aoleu, oare ăsta e destul de, nu știu cum și așa. Am mai auzit în ultima vreme chestia asta cu parfum cu feromoni și cu nu știu ce. Din punctul meu de vedere sunt niște aberații, iertați-mi.
Am mirosit și eu câteva dintre aceste parfumuri. Feromonii ăștia sunt până la urmă tot niște substanțe sintetice de laborator care reies din diverse combinații și care, da, într-o anumită măsură par să atragă, să zicem, partenerul într-un anumit fel, dar nu, este ca și cum ai spune că dacă mănânci nu știu ce, este afrodisiac. Da, uite, ciocolata, de exemplu, este considerată afrodisiac. Asta înseamnă că acum dacă eu o să mănânc ciocolată, o să mi se ridice lipidoul instant. Nu, mai ales astăzi când sunt cam plăștită și cam flouată, ca să zic așa, o să iau bătiga. Am o grămadă de treabă, așa. Nu pot să spun că dacă o să mănânc ciocolata asta acum, în momentul ăsta, automat, în capul meu se vor naște numai în povești de amor și așa mai departe. Da, adică nu avem nevoie de ciocolată sau de un parfum ca să ne creștem libidoul. Și asta, apropo de asta, eu nu cred în mijloacele artificiale de încurajare a libidoului. Asta este iarăși părerea mea. Adică nu cred că printr-un parfum sau printr-o ciocolată sau printr-o băutură sau printr-o asta, bineînțeles, nu vorbim de droguri aici, așa, și sper să... După vedere, dacă s-ar putea să existe ceva pe lumea asta, să dispară complet acest flagel. Dar nu cred în chestiile astea artificiale. Eu cred foarte mult că atracția între doi oameni, dacă e să pornească, pornește, dacă nu, nu. Adică ajutată cu chestii dintre astea, se va tufli la fel de repede după ce va dispărea stimulentul. Adică dacă o persoană este atrasă de tine doar dacă când miroseai frumos, era îmbrăcată, nu știu cum, deși asta mi se pare niște aberații. Așa, de data ce te vei îmbrăca altfel, te vei parfuma altfel, vei arăta altfel, lucrurile acelea vor dispărea. Da, uite cum ajungem noi, nu știu cum fac. Da, mă învârt și tot la chestiile astea ajung. Bun, ideea este că am văzut că ați reacționat foarte bine și la clipul anterior în care vorbeam despre relații, despre chestii și știți că v-am lăsat acolo invitație să-mi lăsați și voi presupuneri, idei și am văzut că deja s-au adunat și întrebări pentru că o să fac un clip despre... chestiile astea de relații, cine face primul pas, el sau ea, dacă mai poți fi prieten cu cineva care ți-a fost iubit sau iubită și așa mai departe. Da, deci vă reamintesc chestiile astea, puteți să-mi lăsați și aici comentarii dacă vă vine așa vreo idee. Și acum o să aveți un parfum de la Chanel. Pun pariu cu cât vreți voi, că toată lumea s-a gândit la Coco. Cine nu s-a gândit la Coco? Sau la Chanel 5? Sau la Chanel Allure, sau mai știu la care, la ceva din acea serie de nișă, nu știu, Misia, La Pausa, Coromandel și așa mai departe, ne. Este vorba despre Paris Deauville. Oh. Am apă bune? Paris Deauville este o apă de vară, de... Este exact parfumul. Așa arată el. Arată normal. Un parfum clasic, frumos, Chanel, cu simplitatea și cu eleganța pe care o știm, acest brand. Doamne, acest parfum miroase, este un, cred că este un fresh aromatic, un fresh aromatic, un floral aromatic sau un citrusy aromatic. Și ceva, uitați-vă voi pe Fragrantica, că nu o să fac eu acum repetiția mămăligii, doamne, da, nu o să reinventez eu acum apa caldă și rețeta mămăligii, adică detaliile tehnice, fișa tehnică a parfumului o găsiți pe Fragrantica. Este în mod evident unul din acele parfumuri dedicate verii, a fost o serie de parfumuri pe care le-a scos Chanel, Deauville, Biarritz, e genumero apel plus, nu mai mi-aduc aminte, sunt trei parfumuri dedicate oarecum destinațiilor, să zic, mai de vacanță, mai de vară, care îi plăceau lui Mademoiselle Chanel. Eu personal pe Mademoiselle Chanel nu știu, nu o mai pot aprecia ca om. O apreciez ca om de business, zicem, pentru că ea până la urmă a fost o businesswoman, a fost o femeie de afaceri, dar a fost o femeie de afaceri fără scrupule. Deci mie nu mi-e dragă Coco Chanel. Cu tot respectul pe care l-am pentru ceea ce înseamnă Imperiul Chanel și calitățile acestui brand, pe ea ca om eu nu o pot aprecia. Și totodată nu consider că succesul ei a venit numai din geniul ei extraordinar. A venit din foarte multă ambiția ei, aș putea spune dintr-o oarecare competitivitate exacerbată
și dintr-o malițiozitate pe care nu a ezitat să și-o manifeste în toate etapele dezvoltării ei. Dacă aș putea spune, ea a fost cam genul care cal pe cadavre. Și din păcate chiar așa a fost, mai ales când a venit războiul și când ea s-a aliat cu naziștii ca să îi fie bine, a fost chiar amantă de naziști. Și în general ea a fost o amantă. Amanta unor oameni influenți sau prietena unor oameni influenți și în general cam toți oamenii din anturajul ei au fost oameni care au ajutat-o cu ceva și bineînțeles la un moment dat au părăsit-o. Dar, în fine. Una peste alta, Deauville este un parfum care miroase. Doamne, deci așa îmi imaginez eu că miroase pielea ta după ce te-ai spălat, ai făcut un duș de la vara, ești la mare, ai făcut un duș cu un gel de duș care miroase ceva portocale, nu știu ce, și apoi te-ai dat cu o loțiune foarte ușoară și ești așa într-o chestie de mătase pe tine albă. Exact așa îmi inspiră chestia asta. Este un parfum foarte... Știi că sunt parfumuri care se spun că miros foarte a flori, parfumuri care miros foarte a piele de animal. Ăsta parcă mi se pare că miroase foarte mult a piele de femeie, dar piele de femeie curată și pregătită, să spun așa, hidratată și toate alea. E la limita între o piele de femeie ingenuă și o piele de femeie mai experimentată, să zic. În niciun caz nu duce cu gândul spre ceea ce va veni acum, să spuneți da. Una. Nu. E genul de parfum care, nu știu, eu cel puțin după ce l-am mirosit, deci și de câte ori mă dau cu el, păi, deci sunt ceva de genul numai așa, stau. Deci mie îmi place foarte mult cum miroase acest parfum. Am avut mostre din el, că așa a început pasiunea. Îmi place foarte mult și Biarritz. Îmi place de numai pot și Biarritz, dar știți cum e, un asemenea parfum costă niște sute, multe sute de lei. Și atunci nu mi-am permis să mi le cumpăr pe toate, dar Venice este cel al treilea parfum. Le iau pe rând și am început cu Deauville, pentru că vara aceasta am purtat foarte mult din eșantioane, am purtat Deauville și mi-a plăcut. Da, deci ăsta ar fi genul de parfum ușor, cu care chiar puteți să abuzați, pentru că se miroase extraordinar de bine, o să mirosiți delicios. Delicios, dar într-un sens delicat. Este exact genul de miros pe care simt eu că aș vrea să îl simt așa când mi-aș băga fața în părul unei femei, să zic. Da, e foarte interesantă imaginea. Cred că asta și-ar dori un bărbat să simtă. Asta e părerea mea acum, nu știu, dacă sunt băieți pe aici și dacă vor mirosi Deauville. Îmi vor confirma sau nu acest lucru. Da. Hai să mă duc și la Allure, că dacă toți suntem la casa Chanel. Mai Allure este genul de parfum un pic cam obrăznicuț, mi se pare mie, pentru că este un floral, nu știu, un floral oriental. Nu m-am uitat pe... Are parcă și ceva miros de cașmir. Eu simt și paciuli, simt și ceva iris, mă, nu știu, chiar, uite, nu m-am uitat în descrierea lui, n-am stat niciodată să-i citesc descrierea, dar și ideea aia de pudră și ideea de dulce. Și este un parfum de cuceritoare, de femeie care vrea să fie remarcată, dar nu, atenție, nu e ca și cum te da cu, nu știu, cu Tom Ford din alea care miros de... pică tavanul pe tine, adică când a intrat toată lumea zice, Doamne, ce s-a întâmplat? S-a spart o sticlă de parfum? S-a spart cineva o sticlă de parfum aici în cameră? Nu. Nu, este exact genul de parfum care începe să miroase bine în momentul când te apropii de victimă, să zicem, între ghilimele. Ăsta este la fel parfumul de păr, pentru că, păi vedeți, în chestia asta a seducției, a mirosului folosit ca și arma seducției, e bine să fii foarte intruziv. Și atunci parfumul de păr îți dă acea lejeritate amestecată cu intensitate atât cât trebuie ca să nu fii nici prea prea, nici foarte foarte, adică să miroși, dar nu să miroși să-l înneci pe om, să... Înțelegeți ce zic. Da, și ăsta la fel este un parfum pe care îl consider într-adevăr foarte atrăgător. Și foarte bun ca și arsenal de seducție. Bun. Oare mi-a rămas ciocolată pe dinți? Nu știu, o să-mi ziceți voi sau o să văd eu oricum că nu o să editez. Ei, un alt parfum din seria asta a pielii care miroase frumos acurat este Estée Lauder
este Louder Intuition. Am și sticluța originală care era mai rotundă, nu știu pe unde am pus-o. Pentru că în momentul când m-am apucat să-mi pregătesc clipul, am tot scotocit, dar era să-mi cadă niște parfumuri în cap. Da, de pe rafturile de sus și am zis, ia să stau eu cu minte, am găsit versiunea actuală. Suficient, este suficient. Oricum, pe, cam pe acesta o să-l mai găsiți, dacă îl mai găsiți prin parfumerii. La noi, din păcate, nu. Intuition, este la Outer Intuition, nu prea mai e. Adică eu nu mai mi-aduc aminte să-l mai fi văzut de mult prin parfumerii. Încerc acum să-mi scotocesc prin minte, dar să nu zic o prostie, poate totuși mai găsiți pe undeva. Îl mai găsiți poate prin duty free-uri, dacă mai plecați prin afară, pe acesta l-am luat de la Viena, cu vreo 2 ani, cred. Cred că așa, da. Și este genul de parfum aromatic și care e din aceeași serie cu ăsta, cu Deauville, tot așa. Genul de parfum de piele pe care simți efectiv nevoia să-ți apropii nările de pielea pe care este el aplicat sau de materialul pe care este aplicat, pentru că puteți jongla, apropo, parfumul atunci când vrei să-l faci o armă a seducției. Nu este neapărat necesar să-l aplici doar pe piele. Poți să-l aplici pe păr, poți să-l aplici pe eșarfă, poți să-l aplici pe halat, poți să-l aplici pe lenjerie, fără să exagerez, bineînțeles, adică pe obiecte care stau pe tine foarte aproape, nu neapărat să-l aplici pe piele, pentru că, v-am mai zis, parfumele totuși sunt iritante. Ce facă ea acolo? A ajuns Bridget cu șeful ei, a ajuns puțin în partea de seducție maximă, ca să spun așa. Apropo, că acum stai și m-am gândit, faza asta cu seducția, până la urmă, și în cazul unei femei și în cazul unui bărbat, care este finalitatea seducției? Adică, ok, vrei să seduci pe cineva, vrei să atragi pe cineva, finalitatea este neapărat să ajungi în pat cu persoana respectivă sau nu? Sau e altceva? Uite, asta este altă întrebare pentru clipul viitor și o chestie la care m-ar plăcea să-mi răspundeți și voi, adică asta e satisfacția majoră într-o relație sau într-o tentativă de asta amoroasă cu cineva, adică neapărat dacă vă place persoana respectivă, asta e final, adică mama, dacă m-am culcat cu ea, gata, ăla e, știi cum era Casanova, asta, Don Juan, pe vremuri, legenda lui, care practic asta era, deci el trebuia să, da, trebuia să ajungă neapărat în pat cu victima, așa, ca să-i demonstreze cât este el de capabil și de puternic. Da, ăsta este un floral aromatic. Și parfumul acesta, am avut prima dată o mostră din el când aveam vreo 23 de ani. Și am fost pur și simplu tulburată, pentru că știu că l-am scos, aveam o cutiuță acolo mai mică, cu mostră, pe vremea nu aveam capul. Așa. Aveam o cutiuță mică, foarte mică, de bomboane, în care îmi țineam niște mostre de parfum pe care le mai aveam de prin călătorii, de pe la oameni drăguți care mi le dădeau, prietene care primeau ele și care nu erau mari nebunite după parfumuri și mi le dădeau mie, că știam că eu sunt cu capul cu parfumurile, de pe atunci eram. Și am avut așa o chestie, am zis, wow, ăsta e cel mai frumos parfum de pe lume. Încă nu-l tănisem și Alimar, atenție. Estée Lauder Intuition mi se pare un parfum feminin, delicat, foarte aproape de mirosul de piele, de cum ți-ai imaginat tu că ar trebui să miroase pielea unei femei așa angelice, să spun. Angelice, dar nu ingenu. Atenție, nu. Au un înger de la mai nici din categoria îngerii de la Victoria's Secret. Apropo, ați văzut că Victoria's Secret a anulat show-ul de anul acesta? Și că a fost dat un mesaj din partea companiei, ceva de genul că suntem într-o lume în care lucrurile s-au schimbat. Percepțiile vis-a-vis de ce înseamnă frumos și sexy s-au schimbat. Asta mi s-a părut extraordinar, dacă tu, Victoria's Secret, care pui mei, defilezi numai cu fetele alea care arată inuman de bine, așa, cu penele alea, cu aripile alea, cu sutienele alea incredibile, cu bikini aia, nu știu ce. Deci, the maximum al, cum să zic, al unui show aproape erotic, adică la limita eroticului, da, na, la urmă fetele defilează pentru un brand de lingerie intimă pe care și-o poate cumpăra oricine, adică cam cine n-are 50 lei și au o pereche de kilos de la Victoria's Secret sau 100 de lei și au 100, despre ce vorbim, nu este un brand de lux, ca apropo de asta, cineva spunea că, a, Victoria's Secret este brand de lux, nu este brand de lux, este un brand pentru toată lumea. Ei, oamenii și-au dat seama că în prezent standardele în ceea ce înseamnă frumusețe, atractiv, sexy, nu mai sunt aceleași.
Firește că sunt în continuare fetele astea înalte, slabe, cu țâțe mari, sunt superbe, sunt frumoase, dar nu mai, adică nu mai sunt the one, adică totul. Suntem într-o lume în care începem să deschidem ochii că suntem de mai multe feluri, că frumusețea și atractivitatea vine din mai multe forme, știi? Adică nu toți bărbații visează, sau și femeile, că na, mergem pe toate opțiunile sexuale, nu toți sunt neapărat doritori de a avea un model precum o fată de la Victoria's Secret. Adică fetele de la Victoria's Secret chiar nu mai sunt un standard. Știi, adică până la urmă și oricum, în ziua de astăzi, chirurgia estetică îți dă atâtea variante încât, grosă modă, nu este extraordinar de greu să te apropii de acele modele. Adică în câțiva ani, cu ceva sport, cu nu știu ce, reușești cu câteva intervenții chirurgicale făcute foarte smart, reușești să te apropii de acele standarde, adică talie foarte subțire, abdomen deloc, sâni cât pepenii, picioare filiforme și așa mai degrabă. La câte operații am văzut că se fac, chiar nu prea mi se pare, doar să ai curaj să te duci să te lași pe mâna, în special a anesteziilor totale, pe care eu nu le văd absolut deloc bine. Sărim de la Chanel, la ce să sărim? Gucci Guilty. Băi, ăsta a fost un parfum descoperit acum câțiva ani. Eu o să vă spun foarte sincer, aveam o părere proastă despre parfumurile Gucci, pentru că pe mine acel Gucci Rush, care știu că este foarte iubit, știu că este un parfum iconic, este un parfum de referință, tot mai ce bă, ăsta, apropo, este un parfum de la Armani Privé, care seamănă cu Gucci Rush. A fost o perioadă când a fost un fel de la vie bel acest Gucci Rush, asta eram eu prin facultate. Băi, deci toată lumea Gucci Rush, nu îmi permiteam pe vremea aceea să-mi cumpăr și am avut o oarecare reacție de reject față de ce înseamnă Gucci Rush. Adică deja când apărea cineva și sunt dată cu Gucci Rush, aoleu, zic, alta, știi? Că genul ăsta. În schimb, Gucci Guilty mi-a reconsolidat imaginea brandului Gucci în materie de parfumuri. Ăsta este. Este un parfum... Când spui Gucci Guilty și vezi această sticlă și această opulență, să spun, în imagine, deci eu când l-am văzut prima dată mă așteptam și auriu și nu știu ce, mă așteptam sincer la un parfum de genul parfumurilor de la Kilian, Tom Ford, deci un parfum de ăsta foarte, cum se cheamă, alea de la Axel Joff, așa, mă așteptam în zona aia. Ei, culmea, acest parfum nu se duce în acea zonă, se duce mai degrabă în zona lui astea, lui Estée Lauder și în ceva m-a arătat mai înainte. Tot în chestia asta de parfum de piele, parfum de... foarte aproape, care nu... Este un parfum gurmand. Este un parfum floral. Mie nu mi se pare că are o notă puternic lemnoasă. Mai las puțin. Știți la cu ce m-a adus acum? Cu gândul la... Erau la un moment dat, deci vă rog să nu râdeți acum... Când eram eu foarte mică, în școala generală, erau acele creioane chinezești. Cine e așa? Și, mă, radierele lor miroseau într-un fel. Băi, miroseau bine. Mirau un miros de la de cauciuc dulce. Nu știu dacă... Ei, spre chestia aia mă duce. Ceva plasticos, dulce, moale. Când simți parfumul ăsta, te gândești așa la ceva ca nu să rămâi. Până la urmă este Gucci Guilty. Da. Deci exact chestia asta îți vine să numai să-ți bagi nasul, să pui mâna, să așa, poate de asta și spune Gucci Guilty, că te duce cu gândul la niște lucruri vinovate, să zicem că asta înseamnă guilty, înseamnă vinovat. Da, parfumul overall așa, deci dacă e să te dai zi de zi, nu este un parfum intruziv, adică nu e gen o să te dai cu Gucci Guilty și o să te dea, o să zică colegii de birou, băi, du-te și tu mai încolo, că pute până aici parfumul tău. Nu, nu. Mi se chiar un parfum suportabil, dar este un gurmand elegant și devine seducător în momentul când persoana pe care dorești să o seduci se foarte apropie de tine. Foarte mult îmi place și îmi place foarte mult cum se dezvoltă pe piele, foarte mult. L-am purtat destul de des în ultima perioadă și l-am purtat și pe primăvară și pe vară și pe toamnă și se dezvoltă foarte, foarte frumos
pe piele. Bun, asta a fost domnul Gucci Grill, de un alt parfum sexy, na, ce să-i facem și lui. Nu v-am vorbit de Samsara și nu o să vă vorbesc despre Samsaraul Samsara, pentru că Samsaraul Samsara unora li se pare un pic prea tare și prea exagerat de parfum intruziv și exact același lucru v-am spus și despre Shalimar. Dar dacă totuși îți place Samsara, îți recomand să-ți iei de la Infinite Love varianta replică, este numărul 189. Asta este formatul de sticlă vechi, așa arăta, eu am încă varianta veche. Tot ceea ce pot să vă garantez este că oamenii doar au schimbat forma sticlelor, da? S-au mai pus și ei la zi cu sticlele. Dar parfumurile sunt absolut aceleași și același lucru. Adică să nu vă gândiți acum că dacă, vă luați cu stic, așa arată acum sticlele noi pentru femei. Alea pentru bărbați sunt negre, ce e bine că acum astea de bărbați se diferențiază și coloristic. Așa, ăsta este, de exemplu, replica la Aude Merveille de la Hermès. Deci am aici și eu, ca să știți că e un parfum destul de sexy. Mi se pare totuși un pic cam ierbos, cam patriarhal, așa. I-aș spune, dacă e să rămânem, știi, în contextul ăsta. Dar asta este o variantă a lui Samsara, deci este tot așa, cu vanilie, cu santal, dar nu se te ia de cap. Te ia mai puțin de cap decât te ia Samsaraul normal. Deci dacă îți place Samsaraul și vrei să fii în jurul tău Samsara și să emani Samsara, mai degrabă ia-ți-l. Ia-ți ai și un parfum de la Infinite Love. Eu am și Samsara vintage, am și Samsara nou, am și de toate, dar îl am și pe ăsta. Și o să vă spun că, totuși, când trebuie să ies așa în public și în public, în contexte cu mai mulți oameni împrejur, mai degrabă mă dau cu ăsta, pentru că Samsara, mi se pare că totodată e prea agresiv. Parcă țipă pe mine, parcă țipa Samsara, adică nu îl folosesc pentru alte contexte. Nu, Samsara... nu știu, nu... cu Samsara poți foarte ușor să greșești. Dacă te dai un pic prea mult, să devină agresiv, deși este un parfum extraordinar. Adică... Și atunci, ca să nu greșești, poți folosi ceva de la Infinite Love. Și, mă rog, o să vă las și un link în descriere, ca să puteți să vi-l comandați și online. Hai că dacă tot m-am dus în zona parfumurilor ceva mai accesibile ca preț, Giordani Gold Essenza. Asta este un parfum mai vechiuț de la Oriflame, nu foarte vechi. E de acum vreo 4 ani, cred că e. A fost lansat el cu destul de mult tam-tam. Așa arată sticla. Eu am făcut și un review la vremea respectivă. Este un parfum floral. Nu mi se pare, nu știu, mie acum mi se pare că are și tuberoză. Nu-mi dau seama dacă are sau nu. Ia să vedem. Sticla arată foarte elegant. Practic, când a apărut această sticlă, cred că așa multă lume și-a schimbat părerea despre parfumurile Oriflame. Se vede că este un parfum muncit. Se vede că este un parfum la care s-a stat, s-a... Un parfum cremos, așa. Un parfum cremos. Și mie Giordani clasic nu prea-mi place. Mi se pare un pic totuși cam înnecăcios, cam old style, așa să zic, dar old style în sensul de prea old style. Pe când Giordani Gold Essenza, îmi pare un parfum cremos, dulce, ca un ulei, ca un parfum de ulei, ca un parfum de ulei parfumat, să spun așa. Și încă este un parfum accesibil pe care îl puteți cumpăra, știți mai bine, reprezentanți Oriflame. Apropo, intrați pe canalul de YouTube al lui Mademoiselle Loren, pentru că ea este reprezentantă Oriflame, știe foarte bine toate lucrurile. Are tot felul de promoții pentru cei care vor să se înscrie în rețeaua ei. Hai să iau un parfum mai recent. Uite, un parfum pe care l-am cumpărat de foarte puțin timp. L-am cumpărat de, cât să zic, nici 3 săptămâni nu are, n-are nici o lună. Este Wanted Girl. Mie mi-a plăcut foarte mult parfumul masculin. Wanted de la Azzaro. Mi s-a părut, am zis, finally, ceva mai diferit în peisajul ăsta de parfumuri masculine. La fel și ăsta. Arată și interesant așa, ca o bombă. Aș spune că face parte din parfumurile astea care sunt acum florale, dulci. Dar fără a fi...
E cu mai multă floare, cum să zic, de cam dat aici. Da, pe hârtie. Se dezvoltă foarte frumos, asta e. Mamă, are și caramel? Ce Dumnezeu! Nu, piersică! Piersică, Caisa are ceva. Are niște fructe dulci la început, după care se așează foarte frumos. Și genul de parfum îl văd eu mai degrabă pentru persoanele mai tinere. Prea drăguță și sticla. Ok. Arată așa ca o bombă. Da, ca o mică dinamită. Și îmi plac și detaliile. Uite, la capac. Par destul de interesant, așa. Și e genul de parfum care intră normal în seria asta parfumurilor dulci, gurmande, dar fără a intra într-o zonă mai a derizoriului, cum sunt toate aceste florale care au apărut acolo. Pentru mine a fost o surpriză. Chiar a fost o surpriză. Am zis, wow, Azzaro, care nu e un brand care să spui că, vai, e foarte prezent și nu e foarte bum, bum, bum pe zona de mainstream. Adică nu-l vezi toată ziua cu parfumul și așa. Are puține parfumuri, dar mi se par reușite. Deci ăsta e un parfum reușit. Și un parfum al unei seducții de-astea mai liniștite, dacă pot să definesc așa. Ia să mergem și la un parfum mai cu de trandafir. Trandafirul în sine este o aromă care la prima vedere zice, miroase a trandafir. Nu, trandafirul poate mirosi în 7000 de feluri în parfumuri, iar Nina Ricci L'Extase Rose Absolue mi se pare că e o interpretare foarte. Se duce un pic înspre zona de trandafir arabesc. Se vede fin neagră, se vede acum camera acolo. Da. Cred că sticluța spune multe. E printre situațiile alea în care sticluța spune multe despre parfum. Am făcut o pauză și am deschis un pic geamul pentru că, frate, am mirosit, vă dați seama, am mirosit toate astea, mă luase de cap, efectiv. Și cu vremea asta de afară, am lăsat geamul întredeschis, dacă o să auziți pic, 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 asta e, se aude ploaia afară. Rămăsesem la minunatul ăsta cu trandafir. Asta oricum este un trandafir extrem de reușit și un parfum extrem de reușit. Gândiți-vă doar că doar prima variantă, adică L'Extase-ul de la Nina Ricci, este o creație a lui Curgean, Francesc Curgean, care este un artist în adevăratul sens al cuvântului. Îmi place de el, are o chestie de asta a minuțiozității, a scoate dintr-un parfum maximum sau lucruri la care poate nu te aștepți. Mie oricum, Nina Ricci L'Extase, ca și linie completă, tot ce și celelalte flancăre care mai există, Nina Ricci inițial, faptul că are și. Deci părul ăsta al meu, astăzi nu vrea să stea pe nicio formă. Ia să vedem. Hai să-l lăsăm desfăcut. Am stat el strâns până acum, că mă gândeam că tot o să am parfumuri. O să mă dau cu ele și să nu mi se încarce părul de parfum și pe aia când mă așez să lucrez, să zic, ha, ce frumos miroase, n-am niciun chef de muncă. Oricum, cu vremea de astăzi, nicio șansă să aibă cineva chef de muncă. Da. Ăsta este un parfum care. Ăsta e tulburător, într-adevăr. Este pentru ideea de seducție într-un fel mai activ, să zic așa. Asta e, să zicem, când trecem deja la artileria grea. Când ne-am propus să fim clar remarcate, poate și un pic intruzive. Foarte mult îmi place acest parfum. E un trandafir puternic, e un trandafir greu, opulent. Și cu toate astea, are o chestie așa de volatilitate, de voal, de aerat, care rămâne la un moment dat la câteva zeci de minute de după aplicare. Ceea ce n-aș putea să spun despre alt parfum cu alt trandafir, că vedeți voi, trandafirii sunt și ei de multe feluri. Și avem aici un trandafir bum. Da, nu am ceva de la Roja Dove sau. Nu, dar Roja Dove nu are cu parfumurile de trandafir, adică nu știu dacă are ceva. Killian, nu. Tot Guerlain Romane. Și avem Rose Nacre du Désert. Rose Nacre du Désert este un fel de trandafirul sidefat al deșertului, care este un parfum în care nu poți să te dai mult, pentru că dacă te-ai da mult,
rămâi să te seduci singură, ca să spun așa. E suficient să dai două pufuri și se duce tot, te învăluie. Asta e un parfum cu trandafir, cred că are de 7000 de feluri de trandafir în el, sau o aromă grea, o aromă ca un coniac vechi, ca un... O să dau, mamă, dacă mai dau și cu ăsta. Are și tonka, simt, în fine. Oricum, Guerlain merge pe ideea de a folosi celebrele lui ingrediente, celebra formură Guerlinade, unde crește și descrește anumite ingrediente. Carla să nu sar pe geam. Carla s-a dus direct la geam. E un parfum cald, un parfum cald rău, un parfum învăluitor, un parfum puternic. Este, în primul rând, că e un parfum foarte elaborat, foarte bine gândit, concentrat. Nu-l folosiți în exces, sau dacă îl folosiți în exces, v-am zis, vă asumați, fie s-ar putea să rămâneți singură, nu vă mai suporte nimeni mirosul, dar puteți să iscați și niște pasiuni puternice, pentru că este efectiv un parfum care îți vine să-l mănânci într-un fel. Este ca o dulceață de, dar nu o dulceață de trandafir în sensul ăla, nu e bine zis. Nu, mai degrabă duce către o chestie de dulce, duce cu gândul la acele dulciuri arăbești, care sunt foarte aromate, adică au și arome, nu doar că sunt dulci, deci se face rău, dar au și foarte multe arome ascunse în acea dulceață, să spun. Nu dulceață de trandafir, n-am zis bine. E o frumusețe acest parfum, pur și simplu. Știți cum, pe ce îmi place, cum se așează extraordinar de bine? Pe o șarfă mai groasă, pe un fular, pe o haină de stofă, pe ceva de pluș, doamne, pentru că efectiv încălzește parfumul ăsta. Imagineți și vă dați seama că nu are cum să fie așa ceva. Gen, este foarte frig afară, îți iei o haină mai grosuță așa și dai cu acest parfum și chiar te încălzești. Nu știu dacă merge, dar asta cel puțin este senzația. Asta intră în seria parfumurilor de nișă ale lui Guerlain. Acum nu știu dacă ăsta se mai face roz na credu de zer sau se cheamă altfel. Chiar nu știu. Dar am impresia că fix în această ediție, nu știu dacă se mai face sau a rămas doar stocul vechi, nu știu. Știu că oricum era o discuție legată de acest parfum, că nu prea o să mai fie atât de ușor de găsit. Oricum, în România nu îl găsiți în parfumeriile astea clasice, oficiale. Îl găsiți pe Notino, îl găsiți la diversi seller de parfumuri care le aduc din stocuri mai vechi și așa mai departe. Fake, n-ai cum să faci nenică fake la ăsta. Dacă face cineva fake la ăsta, înseamnă că este la fel de genial precum cel care l-a creat. Și atunci ar trebui Guerlain să-l angajeze. Nu, n-ai cum să faci fake. Și sticla și cutia și toate astea, chiar trebuie să fii genial să faci. Că am mai auzit și chestia asta. Da, că este fake. Tom Ford, am văzut că se fake-uiește la greu, dar oricum, cine este cunoscător de Tom Ford știe că chiar și așa nu... Cine recunoaște și cine este cumpărător de original? Asta e o discuție pe care am mai avut-o cu, și cu oameni din industrie, dar și cu cumpărători ca și mine de parfum, care mai cumpărăm și din surse de astea, nu neapărat, adică luăm de la oameni care aduc din diverse surse sau care și-au cumpărat ei la un moment dat și au renunțat. Că sunt o grămadă de grupuri pe Facebook de oameni care vând parfumuri. Și ți se dezvoltă, adică îți dai seama, iar cine cumpără original, știe să cumpere original, dacă are niște experiență acumulată. Cine cumpără fake nu este interesat de chestia asta. De-aia acum sunt atât de dezvoltate aceste site-uri, parfum testere și tot felul de mizerii care, nu știu, mă uitam, nu știu ce magazin cu parfum mi se destramă, mai eu, nu știu ce, puteți pe aici. Parfum tester erau de la, zice, de la Tom Ford și de la Sospiro, gen 149 de lei sau asta, pe bune, deci nici dacă vinzi doar sticla goală, doar dacă vinzi eventual sticla goală, poate să ajungă atât, dar altfel nu. Aș mai fi vrut să vă mai arăt niște parfumuri, dar cred că iau o pauză aici, pentru că mi se pare că pentru un clip dedicat 10 parfumuri sexy, este suficient, mă. Este suficient. Aștept și de la voi păreri, să-mi spuneți cu ce parfum vi se pare vouă că vă simțiți cel mai seducător sau cea mai seducătoare. Apropo, uite, n-am făcut un parfum de... n-am făcut un parfum. Doamne, n-am făcut un clip despre parfumuri masculine sexy, dar mă gândesc și la asta. Nu știu dacă vor fi chiar 10. Nu știu dacă vor fi chiar 10, dar ca idee. Câteva parfumuri pe care le-am prezentat aici le văd foarte portabile și de către bărbați. De cum ar fi
rozna crediu dezer. Știu că pare ciudat cum să miroase la trandafir. Ei, veți fi surprinși pentru că în lumea arabă trandafirul este considerat ca și parfum specific masculin, nu feminin. Ce mai mi se pare? Și asta mi se pare că poate fi purtat de un bărbat. Un bărbat tânăr, cu o piele albă, așa, îl văd foarte... cu o aliură așa un pic mai mediteraneană, mi se pare foarte potrivit și acest parfum. Deci ca să nu... Ah! De că mai aveam un parfum aici. De care îmi pare rău că am uitat. Intimacy Noir, care e Intimacy. Vezi, ideea de intimitate și așa este o marcă exclusivă Marionu, adică în România îl găsiți doar la Marionu. Și ce îmi place la el este că e reia ceva din ceea ce ar fi Black Opium, dar îl face mai rece, dacă pot să spun așa. Adică dacă Black Opium ți se pare mult prea dulce, ăsta îl ia și îl face cu adevărat mai negru, mai închis, mai... Mie mi se pare că dacă ăsta Black Opium zice că are acea notă de cafea, mie mi se pare că ăsta înlocuiește un pic cafeaua cu ciocolata, parcă. Are ceva din ideea de ciocolată. Foarte mult îmi place și sticluța mi se pare foarte elegantă. Foarte așa seducătoare ea în sine. Un parfum care, apropo, dacă luați în format de 30 de mililitri, am senzația că este sub 100 de lei. Deși intră tot în zona parfumurilor de high-end. Și a parfumurilor foarte, foarte bine formulate și cu persistență și toate alea. Îmi place foarte mult gama de la Intimacy, pe care o găsiți, repet, o găsiți în Marionu. Și de ce îmi place este că are și extensie de gamă. Adică găsiți și lapte de corp, dacă nu mă înșel, și gel de duș există. Nu știu dacă la Intimacy Classic sau la Intimacy Noir. Și are mai multe variante. Este Intimacy Normal, Intimacy Noir și mai este încă o variantă. Deci ai oarecum ca un joc și poți să le mixezi între ele. Asta este mișto. Bun, și cu asta am terminat. Deci, să recapitulăm. Mai aștept de la voi comentarii, păreri, chestii pe teme de astea, de relații, cine începe o relație primul sau cine face primul pas, bărbatul sau femeia. Mai putem fi prieteni cu foștii sau fostele. Așa. Da, uite, aștept de la voi să spuneți dacă parfumul contează. Dacă pe voi, de exemplu, ați avut momente așa când pe voi v-a marcat parfumul cuiva, adică dacă vă aduceți aminte de cineva și vă aduceți aminte că purta un anume parfum și chestia asta vă poartă așa un pic prin istoria voastră sentimentală și care vi se pare în acest moment pentru voi cel mai sexy parfum pe care îl purtați.